Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Finalizăm studiul privind familia în bogăție și slavă, familia lui Solomon. Cât privește numele lui, este arhicunoscut, mai greu ne-a fost să o detectăm pe adevărata soție din cele 1000. Așa după cum știți noi, pe cuvântul lui am luat-o pe Sulamita, cea din Cântarea Cântărilor. Reamintim în câteva cuvinte ceea ce am amintit astăzi despre săptămână, despre Solomon, și anume relația lui cu Dumnezeu. Solomon a pornit bine, cu niște făgăduințe speciale date din partea lui Dumnezeu, încă de mic. Citim în cartea a doua lui Samuel, capitolul 12, versetul 24, și Solomon a fost iubit de Domnul. A fost iubit încă de mic, a fost crescut bine de prorocul Natan, învățat și de David, de tatăl său, a ajuns pe tron, amintiți-vă de acea răscoală răzmerița lui Adonia, prin harul și providența lui Dumnezeu, și la început toate au pornit bine. Și momentul culminant de început al lui Solomon a fost acea rugăciune specială care a rămas în istoria biblică din 1 Împărați capitolul 3, când citim în versetul 10 că cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului. Știți, el a cerut pricepere și înțelepciune, Dumnezeu a spus că îi le va da încă din plin, pe deasupra îi va da bogății și slavă și dacă va rămâne lângă Domnul, va beneficia și de o viață lungă. Se pare că în primii 11 ani de domnie, cât timp s-a ocupat în mod special de casa Domnului, lucrurile în viața lui Solomon au mers foarte bine, el a stat aproape de Domnul, dar încetul cu încetul, acele greșeli care și le-a permis și despre care aminteam, în a-și lua mai multe neveste, în a avea mai mulți cai, în a se îmbogăți peste măsură, în a permite înălțimile să funcționeze în țară, ele fiind interzise de Dumnezeu, a început încet, încet să ducă o viață pe două linii. Pe de o parte, continua să se suie la templu și să se închine, continua să aducă jertfe Domnului, oricum bogăția îi permitea aceasta, dar pe de altă parte, Solomon a început să se dedea, și în mod special cartea Eclesiastului ne arată lucrurile acestea, să se dedea la plăcere și să nu-și oprească inima de la nici o plăcere firească. S-a lansat în bogății exagerate, în lux, în muzică, în viață destrăbălată, pentru ca să ajungă apoi, citim în 1 Împărați capitolul 11, târât de aceste lucruri, înșelat așa încetul cu încetul, să ajungă 11:6, să facă ce este rău înaintea Domnului. Și în versetul 9 tot aici scrie că Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că își abătuse inima de la Domnul. Treptat, treptat, inima lui s-a înstrăinat de Domnul, nu l-a mai iubit, a ajuns el care construise acel templu frumos să construiască alte temple pentru Dumnezei străini, pentru nevestele sale și a murit, se pare că potrivit tradiției iudaice, la vârsta de 58 de ani. Pentru această seară, viața lui Solomon în relațiile cu oamenii. Cum s-a comportat el în familie, cum s-a comportat cu cei din jur ca împărat, ca om, în relațiile lui, în mod deosebit la nivelul lui cu ceilalți împărați? Biblia ne păstrează câteva capitole despre viața lui Solomon. Nu toate sunt scrise, dar vreau să amintim de aici, din 1 Împărați 11, versetele 41 și 43, că chiar dacă în Biblie acești 40 de ani de domnia lui Solomon nu sunt scriși cu lux de amănunte, dar Biblia spune că nici ce a făcut Domnul nu e scris cu lux de amănunte, e scris aici celelalte fapte ale lui Solomon. Și rețineți tot ce a făcut el și înțelepciunea lui nu sunt scrise oare în cartea faptelor lui Solomon? Și în versetul 43 scrie, apoi Solomon a adormit. Rețineți lucrul acesta. Întâi sunt scrise toate faptele noastre în cărți și apoi adormim. Nu cumva să murim și să uite ce am făcut. Întâi ne scrie într-o carte. Poate oamenii de pe pământ, pentru unii, dar pentru alții îngeri, că e scris în Apocalips 20, că la judecată s-au deschis cărțile. Să știți și fiți încredințați de aceasta. Tot ce facem noi este scris în niște cărți. Dar auziți ce frumos spune aici.
tot ce a făcut el și înțelepciunea lui. Este scris în Evanghelie, în Evanghelia după Luca, că cel ce a știut mult, îi se va cere mult. În dreptul faptelor noastre se va scrie gradul de înțelepciune care l-am avut. Și vom fi judecați după fapte în raport cu înțelepciunea. Unul care a fost mai nechipzuit, mai nepriceput, am zice noi, faptele sunt măsurate pe măsura priceperii lui. Dar când mă gândesc la Solomon câtă înțelepciune a avut, îmi dau seama ce exigent o fi Dumnezeu cu el. La fiecare dintre noi sunt două rubrici, una cu faptele și una cu înțelepciunea. Și după ce li se termină procesul verbal, cu ultimul cuvânt, ca la Domnul Iisus în Evanghelie, a spus Tată, s-a isprăvit, apoi și-a dat Duhul și apoi se încheie cartea. Toate acestea sunt consemnate la Dumnezeu. Să vedem noi acum, nu avem acces la aceste surse. Nici nu e important, mai mult decât avem în Biblie. Noi îl analizăm pe Solomon în măsura ceea ce e scris. Dumnezeu îl judecă după cele ce e scrise în cărțile acelea scrise în Apocalipsă. Dar oricum, noi ne bucurăm că pe lângă cărțile acelea mai este o carte a vieții, în care zic să treacă Domnul numele nostru a tuturor și să fim cu minți să nu ne radieze de acolo. Mai întâi în relațiile lui de familie. Cât privește relația lui cu această soție, cu Sunamita, avem câteva date în Cântarea Cântărilor, apoi despre viața de familie mai avem date în Cartea Proverbelor, descris. A scris Solomon bine în Cartea Proverbelor și el a putut să scrie aceste lucruri, ferirea de prea curvie și de ispitele cărnii. A putut să le scrie și pe baza înțelepciunii lui și de asemenea a putut să le scrie pe baza celor ce a întâlnit el. Numai că Solomon, cât a fost de inteligent, a fost ca unul care a dat cu capul de piatră. Și apoi a scris, când a citit ce scrie pe piatră. Despre această relație cu Sulamita, citim în Cântarea Cântărilor, capitolul 6, versetul 13, unde el declară: întoarce-te, întoarce-te, Sulamito, întoarce-te, întoarce-te. Și în versetul 8 și 9, am 60 de împărătese, probabil atât avea atunci când o luat-o pe asta. Nu știu exact. Și fete fără număr, dar numai una singură este porumbița mea, neprihănita mea, ea este singură la mama sa, cea mai aleasă a celei care a născut-o. Fetele o văd și o numesc fericită, împărătesele și țiitoarele de asemenea o laudă. Aminteam și repet, considerăm că Dumnezeu a lăsat loc în inima unui soț și vis-a-vis în inima unei soții numai pentru un partener. Oamenii și acum, oricât au încercat ei să se prolifereze în toate direcțiile, mai mult de o persoană odată nu pot iubi cu adevărat. Că iubesc mai multe, asta o fac așa, într-o succesiune, una după alta. În inimă n-a lăsat Dumnezeu loc decât pentru o soție și pentru soț. Celelalte, aminteam, eventual în brațe poți să le ții, dar în inimă nu-i loc decât pentru una. Solomon aici a făcut niște greșeli, capitale chiar, și această carte a Cântării Cântărilor, unii se miră de ce este scris în Biblie. Pare o relatare foarte amoroasă. Dar să înțelegem puțin niște lucruri. Dumnezeu nu condamnă dragostea la nivelul familiei. Dragostea este păcătoasă când este afișată în afară. Aici devine murdară, evident. Dar înăuntru, Dumnezeu a lăsat-o ca oamenii să se manifeste normal în această atmosferă a familiei. Nu negăm faptul că Cartea Cântărilor Cântărilor reprezintă și o viziune asupra dimensiunii relațiilor dintre Hristos și biserică. Ca o istorie care doar la o privire atentă iese din Cartea Cântării Cântărilor, rezultă că Solomon avea o vie undeva pe un deal al lui Efraim și a arendat-o unei familii. Acea familie avea o fată, pe această Sulamita. Solomon a vizitat via lui, deghizat într-un cioban oarecare, într-un păstor. Ea nu l-a înțeles, el i-a promis și i-a oferit iubirea sa și ea în urmă, după ce el a plecat, a retractat gestul ei de respingere și a acceptat lucrul acesta. Mai târziu Solomon a venit și cu toată parada lui împărăteasă a făcut o împărăteasă pe ea și a luat-o în căsătorie. Este pe undeva, spuneam, și un simbol a ceea ce va face Domnul Hristos mai apoi. Dacă toată relația lui Solomon cu nevastă s-a rămânea la ce scrie aici, era frumos. Putea fi încântat până la peste de această soție a lui. Numai că îl vedem aici foarte vulnerabil pe acest Solomon. Încă de la început a manifestat ispite pe linia aceasta. Citim 1 împărați 1 cu 1.
Împăratul David era bătrân, înaintat în vârstă, îl acopereau cu haine și nu se mai putea încălzi. Slujitorii lui au zis să se caute pentru domnul meu împăratul o fată fecioară care să stea înaintea împăratului să-l îngrijească, să se culce la sânul lui și domnul meu împăratul se va încălzi. Au căutat în tot ținutul lui Israel o fată tânără și frumoasă și au găsit pe Abishag Sunamita, pe care au dus-o la împărat. Această fată era foarte frumoasă. După ce a ajuns Solomon pe tron, Adonia, întoarceți vă rog o pagină, s-a dus la mama lui Solomon și citim în 2:17, și el a zis, spune-te rog împăratului Solomon, căci nu se poate să nu te asculte, să-mi dea de nevastă pe Abishag Sunamita. Era o fată frumoasă. Și citim apoi în versetul 22, când a auzit împăratul, a răspuns mamei sale, pentru ce cer numai pe Abishag Sunamita pentru Adonia? Cere și împărăția pentru el, căci este fratele meu mai mare decât mine, pentru el, pentru Abiatar și pentru Ioab. Și a spus, versul 23, să mă pedepsească Domnul, dacă nu-l va costa viața pe Adonia cuvintele acestea. El era foarte gelos când vedea o fată frumoasă cum era ca împăratul care o vrea, îl omoară urgent și aia să fie pentru el. Poftim, Abishag a fost frumos, să înțelegem de aici că a fost prima fată care a luat-o în căsătorie, căci a ajuns tânăr împărat, dar nu știu ce l-a apucat, că în capitolul 3 citim, Solomon s-a înconscrit cu Faraon, împăratul Egiptului. N-a fost Abishag frumos, ci mai trebuie și de la egipteni încă una. Și a dat drumul prea mult pe această linie și a depășit toate limitele. Ba încă, nu numai atât, dar în dragostea lui lățită pentru femei, a început să le facă pe plac la toate și să le construiască case, să le dăruiască tot ceea ce aveau nevoie. Solomon a suit pe fata lui Faraon din cetatea lui David în casa pe care o zidise. Acum nu știu dacă au avut câte o casă pentru fiecare sau câte o cabană de vacanță, dar pentru unii le-a construit case și a spus nevasta mea să nu locuiască în casa lui David, împăratul, pentru că locurile în care a intrat chivotul Domnului sunt sfinte. Se pare că de la început i-a adus idolatria ei mai departe și a zis că n-are cum să bage chiar la biserică. Păi dacă o fată care iubește nu poți să vii cu ea la biserică, atunci nu știu exact cum duci biserica la ea acasă, cum faci biserică cu ea acasă. Și întoarcem iarăși în 1 Împărați, capitolul 11:1. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine. Acum aici nu scrie că a făcut Solomon vizite în toate țările astea. De unde le aducea, unde făcea investigații. A iubit multe femei străine afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite și au adus din toate neamurile câte o grămadă. Asta a fost slăbiciunea lui, poate chiar de bază. Și totuși, el declară că n-a fost fericit în viața de familie. Nici n-ai cum să fie așa. Unii cred că dacă n-a găsit din primul foc fericirea în căsnicie, acum o va găsi cu o altă fată. Poți să cauți o mie, spune el și citim aceasta din cartea Eclesiastului, capitolul 7. Solomon a fost un om nefericit. Numai când nu găsești la primul magazin ce trebuie, străbați tot orașul să-ți cauți ce trebuie. Dacă îl găsești la primul magazin, te duci acasă. Dar el a umblat peste tot chiar prin faptul că nu și-a găsit încă ceea ce căuta. Amintiți-vă și Ahasveros mai târziu, până a venit rândul la Estera, nu știu a câtea lună, tot a venit o câte una, tot câte una, dar nu-și găsea ceea ce trebuia. Acum, cred că nu-și găsea și pentru că era pretențios și pentru că își permitea mai mult decât este normal să-și permite un om. Eclesiastul, capitolul 7, versetul 27. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută inima și sufletul și n-am găsit. Din o mie am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Deci, vă rog să nu jignim surorile și să spunem că dintr-o mie, că noi n-avem poate numai vreo 500 în biserică, nu-i niciuna. Din alea care o căuta Solomon, dintr-o mie n-o găsi niciuna. Dar alea pocăite dintr-o sută, o sută scum trebuie. Numai el, în căutarea lui, că nu vreo numai fete de împărat și de alea ca Abishag Sunamita frumoase și de alea ca Sunamita o care să se facă și eu fel de aventuri romantice și care se pretinde nu știu câte lucruri, în căutarea lui pe unde a căutat el, n-a găsit. În felul în care el a dorit. Se pare că Solomon nici în viața de familie privind copiii n-a fost fericit. De fapt, nu-i normal că o femeie de lume poți să crești copii cum trebuie? Ce copii putea să aibă Solomon cu fata lui Faraon? Un fel de religie, așa, ecumenică, și de o culoare și de alta. Pentru că citim mai apoi în viața unor împărați, chiar dacă tații lor au fost cum trebuie, citim despre unii, mamă sa era așa, așa, și l-a umblat făcând faptele mamei sale. Nu ne spune Biblia să fie avut Solomon despre copiii lui Solomon, Biblia unul singur îl pomenește, Roboam. Unii cercetători Biblie spun că un singur copil l-a avut. Ce paradox, cu mii de femei și numai un copil. Și ăla nu a vrut să asculte de bătrân, numai de tineri și a fost așa cum a fost el, Roboam.
În timpul lui s-a rupt împărăția în două și celelalte rele care au decurs de aici. N-a fost așadar Solomon fericit în viața de familie. N-a fost pentru că nu a respectat instrucțiunile date de Dumnezeu. Și nu se poate. Dacă nu urmezi rețeta divină să-ți găsești fericirea, nu se poate. Mai sunt ispite, la toți vin ispite și diavolul cercetează pe toate familiile. Dar urmând drumul pe care ne-l însemnează Dumnezeu, vom putea să găsim fericirea, ceea ce nu a găsit acest Solomon. Să-l vedem acum pe Solomon în relațiile lui ca împărat cu Israel. Așa, imaginându-te pe dumitale, dacă ești un șef de echipă sau știu eu ce funcționar undeva, cum te manifesti în jur ca și copil al lui Dumnezeu? Nu uitați, Solomon în relația lui cu Dumnezeu a mers așa scăzând, în relația lui de familie a mers în toate părțile. Să-l vedem cum a fost ca împărat în Israel, cum s-a comportat el. În relațiile lui de societate ca împărat, a mers ca și în relația cu Dumnezeu. Există o direct proporționalitate. Când iubești pe Dumnezeu, iubești și pe oameni. Când înaintea lui Dumnezeu ești un om bun și curat și în societate, vei fi cam același. Nu se poate cineva înaintea lui Dumnezeu să fie un sfânt și cu oamenii să fie un drac. Și nu poți să n-ai nicio relație cu Dumnezeu, dar relațiile cu oameni tu să fii ideal, să fii tipul de creștin de nota 10. Nu se poate. Astea sunt legate una de alta. Până la o vreme, împărăția lui Solomon a fost un simbol al împărăției veșnice, dacă vreți, al împărăției milenare a Domnului Hristos. Este scris în 1 Împărați, capitolul 4:25. Iuda și Israel, de la Dan până la Berșeba, au locuit în liniște fiecare, sub via și sub smochinul lui, în tot timpul lui Solomon. Au avut pace, așa i-a făgăduit Dumnezeu. Puțin mai sus, versetul 20, Iuda și Israel erau un număr foarte mare, ca nisipul de pe țărmul mării. Ei mâncau, beau și se veseleau. Până la o vreme, totul a fost bine. Și facem aici o paranteză. Israel și Iuda erau aici ca nisipul mării. Și mâncau bine și trăiau bine și erau liniștiți. Și au venit alte vremuri când s-au împuținat oamenii și trăiau rău și mureau de foame. Să știți, oamenii nu sunt sărași că sunt mulți. Oamenii sărași că sunt păcătoși. Bine, vor fi sărași în țară, dar vorbim la nivel global. Aici erau și mulți și trăiau bine. Și în timpul lui Ahab erau și puțini. Solomon avea 1.000.000 și ceva de soldați la sfârșitul vieții lui David. Ahab mai avea 7.000 și ăștia mureau de foame. Nu mai aveau nici măcar apă. Totuși, spre sfârșitul vieții lui Solomon, lucrurile s-au schimbat puțin. Până la o vreme, el a fost un împărat respectat, un împărat temut, un împărat care a crescut în glorie, un împărat admirat, veneau oameni de țările să-l asculte, nimeni nu era ca el. Așa e omul, pus în slujbă de Dumnezeu până lucrurile merg bune. Citim câteva versete în această privință. 1 Împărați, capitolul 1, versetul 13. Ridicat Solomon din acest moment de criză, îi spune Natan Batșebei, du-te, intră la împăratul David și spune, fiul tău Solomon va împărăți după mine. Pentru ce dar împărățește acum Adonia? Versul 12, vină dar acum și îți voi da un sfat ca să scap viața ta și viața fiului tău Solomon. Era a fost momentul de criză când s-a scăunat Adonia. Dacă Dumnezeu nu intervenea aici, totul se prăbușea și Solomon murea, că Adonia știa ce are de făcut. Solomon era piedica în cale și l-ar fi ucis. Dar a intervenit Dumnezeu. Din acest moment de criză, Dumnezeu l-a ridicat, l-a înălțat. Știți versetul acum 30? Am jurat pe Domnul zicând, fiul tău Solomon va împărăți după mine. Apoi versetul 39. Preotul Tzadok a luat cornul, a sunat din trâmbiță și a spus, trăiască împăratul Solomon. A urcat încet, încet și i-a dat David niște sfaturi. A spus, pe baza înțelepciunii tale să știi cum să te porți. Și în capitolul 2, vedem până la sfârșit cum Solomon cu înțelepciunea asta s-a făcut curățenie în jur. Pe unii, ca pe Abiatare, o trimis acasă. Și pe alții, ca pe Adonia și pe Shimei, i-a trimis la cimitir. Și i-a făcut curățenie în jur. Urgent și-a aranjat lucrurile în jurul lui, atât de frumos. Dumnezeu l-a înălțat, n-a putut nimeni să-i se mai împotrivească și a avut Solomon toate șansele. Gândiți-vă ce îi lipsea lui Solomon la început să nu realizeze ce a vrut Dumnezeu cu el. Să știți, cu foarte mulți dintre noi Dumnezeu are planuri mari, dar nu poate să le ducă la îndeplinire pentru că noi stricăm planurile lui Dumnezeu. A reușit Dumnezeu să facă cu Solomon ce a vrut? N-a reușit, căci Solomon a căzut la anumite puncte în viața lui. A pornit, n-a avut nimic defect. I-a dat Dumnezeu pace, i-a dat bogăție, tot i-a dat. Ce ar mai fi avut nevoie Solomon să-i dea? Și amintiți-vă ce i-a spus Dumnezeu și la David, când a păcătuit David cu Batșeba, prin prorocul Natan. Ți-am dat neveste,
și dacă mi-ar fi avut, aș mai fi adăugat. Dumnezeu în bunăvoință și în bunătatea Lui vrea să ne dea toate șansele. Potrivit cu chemarea noastră, acum să nu pretindem să fim toți împărați. Să împărțim România, să vrea vreo 10 să fie împărați. Fiecare în dreptul chemării noastre. A ajuns atât de sus, dar a urmat niște rezultate în viața lui ca împărat. Citim în 2 Cronici 1, bogăția, luxul și ospețele au stricat puțin lucrurile în această viață a lui Solomon. 2 Cronici 1 cu 15. Împăratul a făcut argintul și aurul tot atât de obișnuite la Ierusalim și pietrele și cedri, tot atât de obișnuiți ca sicomorii care cresc în câmpie, ca smochinii sălbatici. Exista acea lege pentru împărat în Deuteronom 17. Să nu adune mult aur. Acum, ar fi o excepție aici că Dumnezeu a spus că îi dă multă bogăție. Dar se pare că Solomon a întrecut limitele bogăției. De unde înțelegem aceasta? Spre finalul vieții lui a ajuns să pună biruri mari pe popor. Încât atunci când ia succes Roboam la tron, ce au cerut oamenii? Să reducă birurile. Și Roboam a spus, nu, tatăl meu v-a bătut cu bice. Deci în finalul vieții sale se pare că a apăsat poporul. A pus niște biruri mari, o fiscalitate mărită pe popor. Pentru că s-a obișnuit cu acest fuzur, cu acest lux. Nu putea Solomon să reducă birurile? Putea să le reducă. Avea de unde. Dar când ajunge omul la argint, vrea aur. Și argintul îi se pare mai jos. Bine că nu a inventat ceva mai sus decât aurul, că urgent. Schimba toate și vroia altceva mai sus decât aceasta. Apoi, tot în 2 Cronici, capitolul 9, versetul 23, putem aminti și chiar de la versetul 13. Greutatea aurului care venea în fiecare an la Solomon era de 666 de talanți de aur. Având în vedere că Biblia e întru totul exactă, s-ar putea să aici să ascundă ceva. 666 de talanți de aur veneau la Solomon. Bogăția aceasta are un număr care nu suna bine. Și a intrat bogăție foarte multă. Citim versetul 23 despre care vă spuneam. Toți împărații pământului căutau să vadă pe Solomon, să audă de înțelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. Și fiecare își aducea darul lui, lucruri de argint, lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai și catâri, așa în fiecare an. Fac totuși o diferențiere în felul în care a agonisit Solomon bogăția. Faptul că oamenii aduceau daruri, cum a adus împărăteasa din Seba, le făcea și el daruri înapoi. Faptul că oamenii veneau să audă înțelepciunea lui și îl duceau darul, socotesc un lucru normal. Dar faptul că el a pus biruri pe popor, ceea ce vă spuneam înainte, aceasta nu era normal. Biblia îi lasă pe oameni să se îmbogățească pe unii, dar nici într-un caz prin mijloace necinstite. Cred că la Dumnezeu era o listă separată. Cum și-a adunat Solomon banii? Care au fost adunați curați și care au fost adunați necurați? 1 Împărați 4 cu 29. Dumnezeu dă lui Solomon înțelepciune, pricepere, cunoștințe. Înțelepciunea lui întrecea înțelepciunea tuturor firilor răsăritului, era mai înțelept decât toți. Tot ce a făcut el, despre toate lucrurile care a vorbit, acestea au fost bune. Dar a apărut între înțelepciune și bogăție, cumva așa pe lângă ele, această viață exagerată a lui Solomon. Citim în 2 Cronici 9, cu 21, căci împăratul avea corăbii din Tarsis care călătoreau cu slujitorii lui Hiram și la fiecare 3 ani veneau corăbile din Tarsis aducând aur și argint, fildeș, maimuțe și păuni. Și mie îmi plac animalele și consider că ceea ce a făcut Dumnezeu este frumos. Dar puțin, fără să ridicularizăm, înțelegem că pe lângă aur și argint ce îi plăcea lui Solomon, maimuțe și păuni. Păunii sunt un simbol al slavei exagerate și maimuțele știu eu ce cir, ce teatru mai făcea el acolo. Spunea cineva, la oamenii bogați câinii la trâncas. Tot fel și fel de luxuri exagerate, care întrec limita normală. Când ajung până în vârf, oamenii știți ce fac de acolo, cobor la vale. Și întrec tot ceea ce este normal și ceea ce este cu bun gust. Și a zidit lucruri exagerate. 6 lei de o parte, 6 de alta, un tron de fildeș, aur exagerat, maimuțe, păuni. Și toate aceste lucruri care întrecuseră o limită normală. Dar la oamenii din popor nu mai era lucrul acesta, lipsea în final. De aceea, în mod special la noi creștini, când în familia ta poate ai niște surse de bogăție mai deosebite și Dumnezeu te-a destinat să fii bogat, poate nu chiar ca Solomon, poate ești într-un serviciu mai aparte, banii îți vin mai ușor ca la alții. Nu exagera în bogăție și îi nedreptăți pe alții. Nu fi ca Solomon. Nu-ți permite niște luxuri exagerate, cunoașteți limitele care sunt. Acum, atâtea femeie n-avem noi, dar poate avem, știu eu, copii mai mulți sau rudenii mai multe și și-a permis Solomon să facă o casă pentru el de 45 de camere. Cum poate spuneți dumneavoastră la 1000 de femei și nici nu-i mult 45 de camere. Dar niște lucruri exagerate. Și aceste lucruri de la o vreme sunt condamnate de Dumnezeu. El nu a avut timp suficient pentru lucrarea Domnului. Așa cum este scris în cartea Proverbe, nu-mi da Doamne nici bogăție ca să uit de tine. Și se pare că Solomon a uitat de aceasta.
A pierdut relația cu poporul, n-a mai știut ca bogat cum trăiesc săracii. Vorba înțeleaptă spune, este bine ca bogații să se gândească cum mănâncă săracii și săracii să se gândească cum lucrează bogații. Să-și poată aminti unii de alții. Este bine dacă sunteți bogați. Mulțumiți Domnului, dar nu uitați de săraci. Să ne aducem aminte de cei săraci. Noi suntem toți frați și dacă într-o familie mare vedeți pe unul bogat exagerat și lângă el unul care e frate de corp cu el stă într-o colibă, socotiți că e normal. Este o poezie că doi frați au fost în țară. Spune poezia că a fost un vierme ascuns în flori și celălalt a fost un diamant în zgură. Există această posibilitate, dar nu-i normal. Pe Solomon această stare, de regulă bogăția te face să-ți permiți prea multe. De aceea, în general, înțelegeți pe Dumnezeu, ar putea să ne îmbogățească Dumnezeu pe toți. Dar Fiul lui Dumnezeu pe pământ ce a fost? Bogat sau sărac? A fost sărac. Marea majoritate oamenilor Dumnezeu au fost sărac sau bogați? Săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Printre voi nu sunt mulți, nici de neam ales, și discutam recent cu un frate, se pare că e bine că nu-s mulți. Și chiar bogați e bine că nu-s mulți. Că ar schimba un mers al lucrurilor câțiva, e bine să fie. E bine să fie și oameni inteligenți, e bine să fie și bogați, dar aceștia e presărat Dumnezeu așa mai rar. După cum și aurul pe pământ nu este cât fier, este mai puțin. Dumnezeu a știut că să lase. Solomon este culmea bogăției în familie, culmea exagerării, dar nu aici se ascunde fericirea. Poate în mod deosebit copiii sau soțiile, vă spun, sau poate noi soții spunem, dacă am fi mai bogați, ne-ar merge lucrurile mai bine. Dacă relația cu Dumnezeu nu-i bună, bogăția nu rezolvă problema. Luxul, nu, acestea doar te împing să uiți de Dumnezeu. Să ne întoarcem acum la relația lui Solomon ca împărat cu ceilalți împărați din jur. Și avem aici trei exemple. Relațiile lui cu Hiram, relațiile cu împărăteasa din Seba, acea vizită, și relațiile, de exemplu, cu Faraon. Mai întâi relația lui cu Hiram, un împărat 5 cu 1. Hiram, împăratul Tirului, a trimis pe slujitorii săi la Solomon, căci auziseră că fusese uns împărat în locul tatălui său și îl iubise totdeauna pe David. Solomon a trimis vorba lui Hiram să-i spună, știi că tatăl meu vrea să-ți dea o casă. Trimite-l lemn. I-a trimis lemn, el a trimis grâu țării sale și apoi Solomon i-a mai dat 5 cetăți, numite țara Kabul, că nu i-a plăcut lui Hiram de ele. Ce-mi place la Solomon aici în relația lui cu Hiram? Plăcut. A întreținut niște relații normale, omenești, bazate pe probleme pământești. Amintiți-vă ce spune în 1 Corinteni, să nu aveți nicio legătură cu curvare, cu oamenii răi. Dar, zice, asta înțeleg cu cei dinăuntru. Cum am putea cu cei din afară? Înseamnă să ieșim din lume, să mergem pe o insulă, să ne retragem. Cu cei de afară e normal să ai relații. Cu un vecin, uite, tu îi dai așa, el îi dai să faceți un schimb sau îți vinzi ceva, să cumperi ceva. Dar Hiram nu a venit la templu să închine, dar nici Solomon nu s-a dus în țara lui să închine la Dumnezeii lui. A avut niște relații normale, pământești, dar n-a amestecat religia cu problemele pământești. Să nu amestecăm relațiile cu cei din jur cu relațiile de biserică. Nu are de-a face una cu alta. Chiar dacă cineva ne-a servit cu ceva, îl servim și noi tot în natură fizică, materială, dar nu amestecăm spiritualul cu materialul. Nu putem să sacrificăm lucrurile spirituale în folosul celor materiale. Chiar dacă cineva ne ajută pentru biserică. Nu înseamnă, de exemplu, dacă cineva ne-a ajutat să construim ceva și acum vine și noi îl botezăm așa doar pentru că ne-a ajutat. Dacă ne-o zidit sinagoga, ne rugăm pentru el, dar nu-l botezăm pentru asta. Care un copil bolnav, de exemplu. Și chiar la nivel de biserică, când cineva a dăruit ceva pentru biserică, nu putem să confundăm aceste lucruri una cu alta. Apoi cu împărăteasa din Seba. Citim un împărați, capitolul 10. Aici vedem acea față frumoasă a lui Solomon, care este de urmat și la nivel de țară și la nivel de familie. Împărăteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon în ce privește slava Domnului și a venit să-l încerce prin întrebări grele. Să știți, primul lucru cu care ar trebui să stăm noi ca și creștini, ca familie, la dispoziția celor de afară, este să răspundem la întrebările lor. Lumea nu are explicații. Lumea vine cu o teorie una după alta, dar nu știe cum stau lucrurile, de ce e așa, de ce nu e altfel. Și ei au nevoie de răspunsurile noastre, de răspunsuri date pe baza cuvântului, pe baza înțelepciunii primite de sus, pe baza luminii primite de la Duhul Sfânt. Doamne, dă-ne aceasta! Să fim în stare, spune Petru, să răspundem celor din jur, de nădejdea care este în noi. Ce credeți că l-o fi întrebat în partea asta din Seba? Lucruri grele, lucruri care țineau de probleme de stat, de împărăție, lucruri de perspicacitate, lucruri despre Dumnezeu, cred.
pentru că ea a ajuns să constate și să afle niște lucruri despre Dumnezeu. A sosit la Ierusalim cu un alai foarte mare, cu cămile care duceau mirodenii, aur foarte mult, pietre scumpe. S-a dus la Solomon și i-a spus tot ce avea pe inimă. Solomon i-a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care împăratul să nu fi știut să îi lămurească. Asta a fost pe primul plan, în întâlnirea lor. A știut Solomon să-i răspundă. Apoi, împărăteasa, după ce a văzut toată înțelepciunea, a văzut și casa pe care o zidise și bucatele de la masa lui, locuința slujitorilor lui, slujnicile și hainele celor care îi slujeau, paharnicii, arderele de tot pe care le aduceau la casa Domnului. Oamenii vin să audă ce le spunem, dar mai vin acasă la noi și mai vin aici la biserică să vadă cum este la noi acasă. Toate lucrurile, dacă vreți, ea aici a văzut inclusiv tacâmurile de acasă cum erau. Văd oamenii curățenia, văd ordinea, văd cuvintele copiilor noștri, văd cum venim noi la casa Domnului, văd ce aducem noi la casa Domnului. Oamenii din jur așa ne urmăresc pe noi. Ce bine ar fi să luăm o notă bună. Sunt unii oameni care ne urmăresc puțin, vin și la biserică, vin și acasă și de-aia constată lucruri frumoase și ved că avem răspunsul pentru problemele lor. Oamenii aceștia vor veni la Dumnezeu. Vor vedea și teoretic și practic prezența Domnului. Acum, noi nu vom ajunge poate ca și Pavel să ducem Evanghelia înaintea împăraților, ca și Solomon să vină la noi, știu eu ce, oameni de stat. Dar la noi vor veni colegi pe măsura noastră. La țăran vor veni țăranii, la mecanic vin alți mecanici și tot așa, fiecare la nivelul lui. Cine a făcut din Petru apostolul iudeilor, a făcut din Pavel apostol neamurilor. Și ca atare am găduit Dumnezeu să aibă cetățenie romană și să fie cunoscător al acelor lucruri în domeniul respectiv. Noi suntem datori de a fi o lumină pentru cei din jur, în legătura cu cei care intrăm în contact. Apoi citim mai departe, spune ea în versetul 6, uimit a zis împăratului, deci este adevărat ce am auzit în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta. S-ar putea oamenii din jur să audă despre noi, despre unii dintre noi, că suntem îngeri, suntem niște oameni deosebiți. Ce frumos va fi dacă atunci când vor veni la biserică, când vor veni acasă, când vor sta de vorbă cu noi, vor spune, băi, ăsta e și mai mare decât credeam eu. Ăsta e și mai pocăit decât mi-am imaginat că poate fi cineva. Dar ce trist e când constată, apoi a fost o vorbă goală. Respectivul nu-i pe măsură la ceea ce se spune, pe măsura veștii care e dusă, dar în general, veștile sunt duse cam cum îi. Cu o toleranță oarecare se duce vestea despre noi așa cum suntem. Mai sunt și zvonuri rele, neadevărate și neîntemeiate, dar asta nu rezistă mult pe piață, dacă sunt contracarate de anumite lucruri bune despre noi. Dar nu credeam până am venit și am văzut cu ochii mei. Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi. Ce bine când ești omul lui Dumnezeu și câtă vreme ești pe calea cea bună în familie, e ferice de soția ta, dar până nu se strică lucrurile, e ferice de slujitorii tăi, e ferice de copiii tăi. În jurul tău și al meu este fericire? În familia ta este fericire dintr-o tine? Tu ce mireasmă răspundești în jur? Cum spune Pavel, de la viață la viață? Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care a binevoit să te pună pe scaunul de domnia lui Israel. Eu văd în aceasta că Solomon a recunoscut ce scrie în Biblie, că Dumnezeu l-a pus, că Dumnezeu i-a dat înțelepciune, că de la Dumnezeu le-a repetate. Pentru că Domnul iubește totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus în împărat ca să judeci și să faci dreptate. Ea a dat împăratului darurile sale și întoarcem pagina. Împăratul i-a răspuns și el și în versetul 13 citim doar, a dat împărătesei tot ce a dorit ea. Tot ce a cerut și i-a dat și pe deasupra daruri vrednice de un împărat ca Solomon. Apoi ea s-a întors și s-a dus în țara ei cu slujitorii ei. Nu ne spune Biblia mai multe despre această împărăteasă, dar Domnul Iisus menționează în Evanghelia după Matei, de exemplu, capitolul 12, că în ziua aceea împărăteasa se va ridica să depună o mărturie că ea a înțeles ceva din viața lui Solomon. Aceasta este o față frumoasă a lui Solomon. O parte, o lecție din vremurile bune. Dar a avut Solomon acea față slabă pe care n-ar fi cazul să o urmăm. Relația lui cu Faraon. A luat nevastă, un împărat 3 cu 1 și 11 cu 1. A luat o nevastă de acolo. Împăratul David normal murise când s-au derulat lucrurile acestea. Este una din greșelile repetate în Biblie. A repetat această greșeală
și Iosafat, 2 Cronici 18 cu 1, Iosafat a avut bogăție și slavă. Apare acest element comun. Dacă n-avea Solomon bogății și slavă, se putea înscri cu faraon? Nu se putea înscri. Iosafat, dacă n-avea bogății și slavă, nici el poate. Și s-a înscrit cu Ahab. Nu bogăția este criteriul pe baza căruia trebuie să ne îndrumăm copiii noștri să se căsătorească sau noi să alegem. Nu slava, ci criteriul este cu cine vrea, dar în Domnul. Și repet în scurt aceasta. Nu admiteți. Dacă vă întreabă cineva, auzi, poate să se căsătorească fiul meu sau fiica mea cu cineva din afară, dar se pocăiește. Să se pocăiască, dar până una altă lasă aceasta. După ce se pocăiește, discutăm, dar până atunci e indiscutabilă problema. Nu dați vreun sfat greșit cuiva să facă ce a făcut Solomon. Cel mai înțelept om din istorie, împărat, cel mai puternic om fizic vorbind, Samson, au fost doborâți pe această linie, că și-au permis să-și ia fete din afară de poporul Domnului. Aceasta te doboară negreșit. Nu scapă nimeni când intră pe terenul acesta minat. N-a scăpat Ioram, n-a scăpat nimeni, găsiți-mi unul în Biblie. Dacă vreți, vă las și acum să căutați în vremea noastră, nu găsiți unul. Și dacă îl găsiți, țineți-l dumneavoastră până se răstoarnă. Nu merge departe. De aceea, nici să nu vă gândiți la așa ceva, că s-ar putea să fie bine. Asta e doar o șiretrică a diavolului. Oamenii aceștia se fac niște îngeri de lumină. Până pun mâna pe fată, sau până o fată pune mâna pe un băiat bun, sau se lasă să se pună mâna un băiat bun pe ea, dar lucrurile acestea n-au sorți de izbândă, binecuvântați, nu pot să aibă. Haideți să amintim puțin și despre Sulamita. Tot în cartea Cântarea Cântărilor citim despre ea, 1 cu 7. Ea declară aici că îl iubește pe Solomon, spune-mi tu pe care te iubește inima mea, unde spași oile când te odihnești la amiază. Face Sulamita câteva declarații pe care le repetă și spune ea, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Este una din legile căsniciei. Și dacă doi sunt de la Dumnezeu da să se căsătorească, Dumnezeu le va stârni dragostea la amândoi deodată. Dar dacă procedăm greșit, cum spune în 1 Tesaloniceni 4, aprindem pofta, stârnim noi dragostea, atunci creăm o senzație care va da faliment. Să lăsăm ca aceasta să fie aprinsă de Dumnezeu. Că atunci este o dragoste curată și vine de la Dumnezeu. Găsim totuși în viața Sulamitei un proces al creșterii ei în dragoste. Citim mai întâi în 2 cu 16. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. Acum e normal ca aceasta să pornească de la băiat, nu de la fată. Spune, prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. Adică dacă tu mă iubești și eu te iubesc. Urcă în această dragoste și citim apoi 6 cu 3. Eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu. Nu mai spune dacă el mă iubește, îl iubesc și eu. E normal la început să spui așa. Dar apoi Sulamita aceasta urcă și spune eu îl iubesc. Și ca urmare a iubirii mele mă iubește și el pe mine. Și apoi urcă o altă treaptă și mai frumoasă în 7 cu 10. Eu sunt a iubitului meu și el dorește de mine. Adică eu îl iubesc și el cred că o face și el asta. Dar chiar dacă nu o face, eu o fac. Și când mă gândesc că mai avea 999 în jurul ei, era o problemă să spună Sulamita, eu îl iubesc, apoi Solomon o face, el ce o face. Trăim într-o lume în care legitim avem o soție. Dar spune Biblia în Maleahi, capitolul 2, nu fi credincios în mintea ta nevestei tale. Pe acte, mulți, aproape toți, n-au numai câte una. Dar în minte câte au unii? Au una pe certificatul de căsătorie, dar dacă ar fi așa ca și la un calculator, ca și la o mașină de scris, să iasă pe undeva pe aici, pe la ceafă, niște foi așa a iubirii din minte, apoi cred că are și la certificat de căsătorie cu grămadă, a declarației de dragoste, pe care poate nici cu vocea nu l-a rostit, dar în mintea lui, sau în mintea unora. Acesta e diavolul, el nu ne mai poate înșela în văzul lumii să avem mai multe, dar în minte. Azi o iubești pe Sulamita și ea e pocăită și spune, eu îl iubesc, apoi el o face ce-o vrea. Dar să fim credincioși soției noastre, Domnul să ne ajute la aceasta. Dacă ar fi să ne depănăm gândul și să ne mărturisim, la capitolul acesta se poate sta și soțiile de față când ne spovedim. Și să putem sta și noi de față când ne mărturisim la acest capitol sensibil. Împotriviți-vă în mintea dumneavoastră și nu lăsați să intre altcineva acolo, nu-i loc pentru altcineva.
Nu-i loc nici pentru 9, de cum pentru 999? Nici pentru două nu-i loc, decât pentru una. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Atât scrie despre această sunamită, că a avut o viață frumoasă de familie, probabil cât Solomon a fost numai pentru ea și ea a fost pentru Solomon. Ci cuvinte frumoase care la nivel de familie sunt admise. Dar Solomon, când poate o folosi cuvintele astea pentru una și mâinile o folosi pentru alta, deja nu mai sună bine deloc. Eclesiast, capitolul 1, versetul 14. Am văzut că tot ce se face sub soare este deșertăciune și goană după vânt. Frați și surori, la nivel de familie, încercați să găsiți realizarea în a sluji lui Dumnezeu, în a ne aduna soția și copiii și a ne canaliza într-o totul numai spre Dumnezeu. Nu încercați să împliniți familia mergând la mare, să împliniți familia printr-o bogăție, să împliniți familia acasă iubindu-vă soția, dar în mintea dumneavoastră, sau citind cărți care v-ar putea oferi și o altă iubire în minte. Nu pășiți pe drumul lui Solomon. Familia se împlinește în rai, având ce să mănânce, să se îmbrace, unde să locuiască și vizitată și fiind în prezența Domnului. Aceasta e fericirea familiei. Mai mult decât atât, nu-i decât deșertăciune și goană după vânt. Fur Solomon după vânt, până obosești și o să vezi unde și unde ajungi. Aceasta se vrea acum. De ce am ales familia în bogăție și slavă? Tânjim după un Occident, unde familia are bogăție multă, membri puțini, timp mult, săptămână și zi de muncă cu ore reduse și vrem să fim și creștini, adică ăștia din biserica Laodicea, ăștia toți sunt frați cu Solomon. Avem de toate. Suntem bogați, o ducem bine, suntem și pocăiți, așteptăm pe Domnul să vină, avem minți luminate, suntem ca Solomon. Nu uitați-vă dumneavoastră cum aceste duhuri de perversiuni și aceste lucruri murdare intră în mintea oamenilor și apoi intră și pe teren și intră în biserică. Și spunem că asta e familia bogată. Și Solomon nu mai era bogat. Și spune Domnul bisericii din Laodicea în Apocalipsa capitolul 3, nu mai cumpără de la mine alt aur. Noi avem aur din acestea. Aur și argint am. Dar poate nu mai avem alte lucruri care sunt mult mai de preț decât acestea. Aurul nu poate să dea, n-a putut să dea lui Solomon fericirea. Cât aur a avut el? Credeți că va putea să ne dea nouă aceasta satisfacție și binecuvântare? Un al doilea lucru despre înțelepciunea lui Solomon, vreau să amintesc Psalmul 119 cu 1. Solomon n-a găsit fericirea. Ferici cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferici cei ce păzesc poruncile lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire. Versetul 4. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Spuneam noi despre Solomon că poruncile Domnului, alea despre împărat, nu multe neveste, nu mulți cai, nu mult aur, Solomon, nu înălțimi, nu. O, de-ar ținti căile mele la păzirea orânduilor tale, atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Cum vă imaginați pe Solomon stând în picioare în fața sfeșnicilor lui și citim versetul ăla din Deuteronom, să n-ai multe neveste. Acum eu nu știu exact când ajungea acolo, sărea Solomon peste verset sau că spunea, cum spun teologii de acum, asta a fost pentru vremea de atunci. Sau când citea, să n-ai mulți cai, spunea, asta probabil se referă să n-ai sute de mii de cai. Așa sucesc oamenii Biblia cum vor și sunt inteligenți. Dar Solomon, uite-te la toate poruncile Domnului. Atunci nu vei roși de rușine dacă îți plac toate poruncile. Dar dacă nu, o să te prăbușești. O poruncă mică dacă nu o ții. Spunea Domnul Iisus în Matei 5, cine va călca un aceste mici porunci, cum va fi chemat în împărăție? Mic și poate va fi dat afară. Și ultimul lucru despre această familie. Nu spun despre bogăție, despre altceva. Spune Solomon în Cartea Proverbelor, capitolul 1, versetul 7. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. A științei, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Frica Domnului e începutul înțelepciunii, dar sfârșitul înțelepciunii care-i? Dacă frica Domnului e începutul, citiți în Eclesiast, la sfârșitul vieții lui Solomon, ce declară el. Eclesiast 12 cu 13. Să ascultăm, dar încheierea învățăturilor înțelepțești. Teme-te de Dumnezeu. La înțelepciune, frica Domnului e și începutul, dar și sfârșitul. Când nu te mai temi de Domnul, ai părăsit cărarea înțelepciunii. Înțelepciunea începe cu frică de Domnul și se termină cu frică de Domnul. Nu există viață sfântă fără teamă de Domnul. Fără frică și temere, nu cumva să greșim.
Nu că noi prin puterea noastră putem să împlinim legea, dar ascultând de Domnul așa în liniște și în pace, putem să împlinim. Și Psalmul 127, știți cine l-a scris? Solomon, un om nerealizat în familie. Dacă nu zidește Domnul o casă, oare când o fi scris asta Solomon? Dacă n-am zidit eu una, putea să spun el, 45 de camere. Dacă nu mi-am ales o neveste pe sprânceana din câte țări a fost. Dacă n-am avut eu bogăție, cum nu a avut nimeni. Dacă nu zidește Domnul o casă, cu ce cuvinte, cu ce ton o fi spus Solomon asta? Degeaba lucrează. De-aia au spus că totul e trudă și deșertăciune. Degeaba vă sculați dimineață. Fiii sunt o moștenire de la Domnul. Bine, Solomon nu i-a avut. A avut numai unul și cel a fost ca el. Solomon a tânjit. Doi psalmi are Solomon în Biblie. Unul când s-a rugat la început și unul la gata când a văzut că e nerealizat în plan familial. Psalmul 128 nu e scris cui aparține. Dar auziți cu ce continuă. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui. De-aia nu a fost fericit Solomon. Că a început bine cu teamă de Domnul, dar a lăsat teama de Domnul deoparte și a mers cu înțelepciunea lui. Numai că puțină nebunie bine înțelepciunea și slava. Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine nevasta ta. De ce nu au zis nevestile tale ca o viță roditoare? Nevasta, una singură. Copiii tăi stau așa, așa-i binecuvântat omul care se... De ce nu au zis așa-i binecuvântat omul care e bogat? Așa e familia care e în slavă și e bine cotată în societate și are funcții înalte, nu? Și-o da seama că s-o ruga bine la început, Doamne, dă-mi înțelepciune. Dar dacă a nesocotit înțelepciunea, n-a câștigat în plan familial. Și, frați și surori, dacă la serviciu o să fie bine, toți te laudă. Până la ora 3 ești numai domn director. Dacă într-o pauză începi la o discuție, știi ce o să spui? Băi, iar m-am certat cu nevasta. Dar domn director, ce aveți este supărat? Băi, lasă-mă în pace. Dacă toate le ai bune, spunea cineva, a ieșit un om cu o mașină, ultimul tip dintr-o curte, așa cu care se deschidea foarte frumos, cu o fotocelulă, și nevastă sa zice, oh, de nu te mai întoarce. Și o casă extraordinară, stil vilă, și oameni nenorociți lângă lucruri frumoase. Bogăția e bună, e bine să ai ce trebuie. Nu-i tot una să locuiești într-o casă, dacă vreți, cu pământ pe jos, cum au locuit unii, să locuiești într-o casă cu parchet. Nu-i tot una să mergi cu bicicleta și sau să mergi cu mașina, nu-i tot una. Dar toate astea la un loc, dacă nu-i temere de Domnul și înțelepciune și păzirea cuvântului, zero. Îi trudă și durere și necaz. Și eu îndrăznesc să spun că dacă Solomon o lua de la început, nu mai repeta greșelile lui. Rămânea numai cu Sulamita. Să rămânem și noi numai cu soțiile care ne-a binecuvântat Domnul. Să rămânem cu acest cuvânt binecuvântat și frumos, să nu-l călcăm în picioare, să fim fericiți în familie, iar bogăția să ne dea Domnul cât o găsi de cuvinte. Prin mijloace cinstite și curate, foame nu ne va lăsa să răbdăm, pe unii va binecuvânta mai tare, pe alții mai puțin, dar să ne dea Domnul mântuirea. Și dacă se poate, amintiți-vă de familia lui Noe. Nu știu câte bogății au avut. Nu-i scris că le-a spus Dumnezeu, vindeți tot ce aveți, transformați în aur și faceți o cămară încuiată. În corabie acolo să păstrânți aurul. Da, și-au salvat familia. Și nu uitați, înainte de a muri, sunt scrise faptele noastre și apoi murim. Faptele noastre în plan familial, în relația cu Dumnezeu, în relația cu oamenii și ce am făcut și cum ne-a realizat noi. Doamne, binecuvântă toate familiile. Binecuvântă-ne cu înțelepciune, binecuvântă-ne cu o singură soție bună și înțeleaptă. Și în măsura în care vei hotărâ să ne dai copii, sprijinește-ne și în această privință. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.